Bună tuturor și bine ați revenit pe canalul meu! Astăzi, după cum ați putut observa încă din titlul videoclipului, am pentru voi niște mici proiecte do-it-yourself. Datorită faptului că Valentine's Day se apropie, m-am gândit să vă arăt niște idei de cadouri pentru persoana iubită. Așa că în acest videoclip am să vă arăt două modalități în care cu siguranță vă veți surprinde persoana iubită în mod plăcut, mai ales pentru că acestea sunt făcute de mână, fapt care va da un iz mai sentimental și mai personal acestui cadou. Așa că dacă doriți să vedeți cum am făcut aceste cadouașe drăguțe, vă invit să urmăriți în continuare. Pentru primul proiect veți avea nevoie de două căni, niște marcăre permanente, spirit sanitar și două dischete demachiante. Voi începe prin a curăța suprafața cănii cu puțin spirit sanitar și trebuie să vă asigurați să nu mai puneți degetele pentru a lăsa amprente pe suprafața în care doriți să faceți desenele. Dacă doriți, puteți să vă creați un șablon pe hârtie și apoi să urmați acel șablon pe suprafața cănii, dar eu am ales să mă las purtată de val și să desenez ce îmi vine prin cap. După ce ați terminat de desenat cănile, este foarte important să lăsați cel puțin 24 de ore să se usuce. După ce au trecut cele 24 de ore, următorul pas este să introduceți cănile în cuptor. Este foarte important să nu preîncălziți cuptorul. Cănile trebuie să fie înăuntru și mai apoi să dați drumul cuptorului. Acest lucru este necesar pentru a nu sparge cănile. După ce ați pus cănile în cuptor, aveți grijă ca temperatura cuptorului să fie undeva între 200 și 220 de grade Celsius și apoi porniți cronometrul pe o jumătate de oră. După ce timpul a expirat, este foarte important, din nou, foarte important, să nu deschideți ușa cuptorului și să lăsați cuptorul să se răcească odată cu cănile lăsate înăuntru. Din păcate, cănile mele nu au ieșit exact cum mi-aș fi dorit, culorile s-au îngălbenit, nu știu exact de ce, probabil datorită faptului că nu am folosit marcărele potrivite, dar consider că sunt tare drăguțe și așa, nu? Păi ce părere aveți? Am citit mai apoi pe internet că este nevoie să folosim marcăre pe bază de ulei, iar eu nu știu sigur dacă ale mele au fost pe bază de ulei, dar cu siguranță data viitoare când voi mai face astfel de căni, voi căuta marcăre pe bază de ulei și nu știu, sper să-mi iasă așa cum îmi doresc eu, nu?
Aici vă arăt cum am împachetat eu cănile atât pentru el cât și pentru ea. Vreau să vă spun că nu este nimic complicat decât așez toate cadouașele în cană, după bunul meu plac, evident. Pentru ambalarea cănilor am folosit un staniol foarte drăguț cu inimioare, perfect pentru Valentine's Day. Și am legat totul așa cum se vede în imagine. Și am adăugat o etichetă cu un mesaj drăguț. Aici am urmărit exact aceeași pași ca și data trecută, doar că am schimbat, evident, conținutul cănii. Iată materialele de care veți avea nevoie pentru următorul proiect. Consider acest proiect ca fiind puțin mult mai personal și unic în același timp în funcție de fiecare cuplu în parte. Primul pas ar fi întocmirea unei liste cu cele 52 de lucruri care îți plac la persoana iubită, apoi să le treceți într-un document Word. Pentru persoanele care doresc să recreeze acest proiect, m-am gândit să vă ușurez puțin munca, așa că am să vă atașez în bara de descriere un link de unde puteți downloada acest template pe care l-am creat eu. Următorul pas ar fi să tăieți fiecare căsuță cu mesaj și să lipiți pe cărțile de joc exact așa cum ați putut observa acum în imagini. Mai apoi, în funcție de cum doriți să le legați între ele, creați găurile. Datorită faptului că am printat mesajele pe două culori, am zis să le alternez puțin pentru a fi puțin mai interesante. Și cu ajutorul acestei panglici drăguțe, voi lega cărțile între ele exact așa cum se vede în imagini. Și cam așa arată proiectul final. Înainte de a încheia, trebuie să vă spun că am pregătit pentru voi încă două proiecte do-it-yourself pentru Valentine's Day, dar din păcate timpul nu mi-a permis să termin toate proiectele, așa că am fost nevoită să împart acest videoclip în două. Așa că până data viitoare, să aveți grijă de voi, vă pup, pa, pa!